Luna februarie, ziua a 17-a. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Împărățind Maximian și Maximin, împărați păgâni, mare primejdie era asupra neamurilor care credeau în Hristos, căci au trimis porunci înfricoșătoare, iar împreună cu poruncile lor cele păgânești și fără de Dumnezeu, au trimis iemoni, oameni tirani, cruzi și fără de omenie, prin toată stăpânirea lor, poruncind ca oricare dintre creștini ar voi să se lepede de Hristos, mare cinste și drăgătorii să aibă de la împărați. Iar dacă vor fi tari în credința lor și nu vor voi să jertfească zeilor elinești, au să pătimească munci, pedepse grozave și cumplite și cu amară moarte să se omoare. Deci era mare frică și nevoie asupra creștinilor. Unii dintre dânsii, care erau mai mari la suflet și tari în credință, se duceau și mărturiseau la arătare și cu îndrăzneală înaintea tiranilor acelora, că Hristos este Dumnezeul cel adevărat. Apoi mureau cu multe și cumplite munci. Alții de frică, vai, se duceau și se lepădau de Hristos și jertfeau idolilor. Iar câți nu puteau să mărturisească pe Hristos înaintea tiranilor, nici să se închine idolilor, fugeau și se ascundeau prin munți și peșteri. Iar alții, temându-se a se descoperi că sunt creștini, se fățărniceau că sunt elini, dar într-ascuns erau creștinii. Unul dintre aceștia era și Sfântul Mare Mărturisitor Teodor, creștin într-ascuns, din Moș Strămoș, din cetatea Amasiei, care se numea Mialon. Nu că doar se temea a mărturisi că este creștin și că era frică de munci, dar avea în mintea sa că nu va fi încă pe voia lui Dumnezeu să mărturisească pe față. De aceea, voia să ispitească de este voia lui Dumnezeu și ispitirea lui a fost astfel. Vrând să meargă împăratul cu ceata în care era numărat și sfântul, care se numea Tiron, pentru cunoștința și vitejia lui, în părțile răsăritului pentru păzire, l-a pus pe el mai mare peste ceata ce se numea Legion. Legion era oastea cea mai aleasă din toate cetele, în care erau 893 de ostași, căci oamenii Legionului atâta număr cuprindeau. Această ceată, pentru că era cea mai aleasă din toate cetele, avea și numele deosebit și se numea Margariți, adică tari și puternici. Deci s-au ridicat din Amasia și au mers cu generalul lor Vringa în părțile răsăritului, la locul ce se numea Efhaita. Aproape de locul acesta, ca la 40 de mile, era o pădure și în pădurea aceea era un balaur înfricoșător, încât nimeni nu mai îndrăznea să treacă pe acea cale, căci prin târârea acelei fiare, toate lemnele de prin jurul locului erau dezrădăcinate. Încă și mulți oameni, de frica fiarei, și-au lăsat țarinile și viile lor, pe care le aveau pe acolo pe aproape. Când șuiera acel balaur, toată latura din jur tremura de frica fiarei și multă frică aveau locuitorii de la el. Sfântul Teodor, vrând să ispitească, precum am zis mai sus, și să cunoască de este voia lui Dumnezeu să mărturisească numele lui, s-a dus acolo în pădurea aceea și a căutat să afle balaurul. Umblând cu calul său multă vreme, căutându-l, s-a dat în lături puțin și descălecând se odihnea după o steneală și a adormit. Iar o femeie, anume Evsevia, s-a întâmplat să treacă în acel ceas prin locul acela și a văzut pe Sfântul dormind. Ea, ca o iubitoare de oameni, s-a dus și l-a deșteptat zicându-i cu lacrimi: „O, prea frumosule tânăr, dacă voiești să-ți dobândești viața și să fii viu, fugi din locul acesta, căci aici s-a încuibat un balaur mare și înfricoșător, de a cărui frică nu îndrăznește nimeni să treacă pe aici. Cum ai îndrăznit de ai venit în locul acesta?” Atunci Sfântul i-a zis: „Cine ești tu?” Femeia i-a răspuns: „Eu sunt creștină și am avut aici moșie de la părinții mei, dar acum, de frica acestei fiare, voiesc să o părăsesc, căci am văzut cu ochii mei că pe mulți oameni i-au omorât, înaintea mea, balaurul acesta. Pentru aceasta te jur pe tinerețile tale să nu întârzii aici, să nu cumva să vină fiara aceea asupra ta și să te mănânce.” Sfântul a zis: „O, femeie, nu te teme și nici nu plânge, căci astăzi te voi libera de această fiară
de vreme ce Domnul meu Iisus Hristos va surpa puterea Lui și vă va izbăvi de ispită. Iar pentru binele ce mi-ai făcut, că m-ai deșteptat, Dumnezeu să-ți dea iarăși moșia pe care ai avut-o moștenire. Acestea a zis Sfântul, apoi îndată și-a făcut cruce, a încălecat pe cal și a pornit iarăși spre pădure. Și numai decât cum a auzit zgomotul fiare, a alergat și a văzut că balaurul venea asupra lui cu totul înfricoșător, căci din ochii lui ieșea foc și fluiera foarte tare. Dar Sfântul îndată și-a făcut cruce și a alergat asupra balaurului. Apoi, aruncând tare cu sulița, l-a lovit în cap și l-a străpuns. Iar balaurul de durere a șuierat foarte tare și cu coada se încolăcea și se zvârcolea. Apoi, făcând câteva învârtituri înfricoșătoare, a murit acolo. Atunci Sfântul a ieșit din pădurea aceea, bucurându-se, căci a cunoscut că este voia lui Dumnezeu ca să mărturisească pentru el. Fiindcă pusese în mintea sa că de vreme ce a biruit acea fiară înfricoșată, va birui și puterea diavolului, care este fiara cea gândită. Și așa locul acela s-a slobozit de ispita acelei fiare, iar Sfântul s-a dus iarăși la locul unde era adunată cealaltă oaste. Dar a venit vremea în care oastea și Vringa, generalul ei, voiau să jertfească idolilor. Ceilalți ostași s-au dus și au jertfit, iar Sfântul Teodor stătea în cortul său. Iar Vringa, mai marele oastei, aflând că Sfântul este creștin, a adunat toată oastea și a zis către el: Teodore, pentru ce nu jertfești zeilor ca noi toți? Oare numai tu singur ești creștin? Iar adevăratul ostaș al lui Hristos, Sfântul Teodor, umplându-se de Duh Sfânt, cu multă îndrăzneală a răspuns: Eu sunt creștin din început și cred în Hristosul meu și Lui voiesc să jertfesc, având pe Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și împărat al tuturor, iar zeilor celor desfrânați nici de cum le voi jertfi. Atunci Vringa, prepozitul, a zis: Ascultă-mă, Teodore, ia toate armele tale și ostășindu-te, vino și jertfește zeilor. Sfântul Teodor a răspuns: Eu sunt ostaș împăratului meu Hristos, iar mai mult nu pot să slujesc altuia. Zis a Vringa prepozitul: Și aceștia toți care sunt acolo sunt creștini și ostășesc împăraților romani. Răspuns a Sfântul: Fiecare știe cui ostășește, iar eu ostășesc stăpânului meu și împăratului ceresc Dumnezeu, și unii a născut fiului său. Iar Posidon sutașul, stând de față, a zis: Are și fiu Dumnezeul tău, o Teodore? Sfântul Teodor a zis: Are cu adevărat fiu, pe cuvântul adevărului prin care a făcut toate. Prepozitul a zis lui: Putem să-l cunoaștem și noi pe el? Grăita Sfântul: Aș fi voit de v-ar fi dat vouă Dumnezeu o înțelegere ca aceasta, ca să-l fi cunoscut. Zis a Posidon lui: Chiar de l-am cunoaște, apoi am putea oare să lăsăm pe împărații noștri și să ne apropiem de el? Grăita Sfântul Teodor: Nimeni nu vă oprește pe voi ca să lăsați întunericul și pe vremelnici împărați pământești și să vă apropiați de Dumnezeul cel viu, împăratul și stăpânul cel veșnic, și să-i oștiți lui ca și mine. Vringa a zis către sutaș: Să-l lăsăm pe el câteva zile ca să-și aleagă cele de folos. Apoi, luând Sfântul Teodor vremea cea dată lui, se ruga neîncetat și lăuda pe Dumnezeu. Iar păgânii cârteau cu mânie asupra unora din cetățeni pe care prinseseră și duseseră în temniță pentru Hristos. Iar Sfântul Teodor, mergând în urma lor, striga, învățându-i pe ei calea cea mântuitoare și răbdarea și să nu se lepede de Hristos împăratul. Deci aceia fiind închiși în temniță, Sfântul Teodor a aflat vreme lesnicioasă și a ars noaptea capiștea Maicii Zeilor. Dar un oarecare slujitor al capiștei, cu numele Cronid, văzuse pe Sfânt când a dat foc capiștei și, temându-se să nu cadă vina pe dânsul, a prins pe Teodor și l-a dus la Igemonul Publie, zicând: Domnul meu, acest om pierzător, nou ales Tiron, cu răutate venind în cetatea noastră, a ars capiștea Maicii Zeilor noștri și a necinstit pe zei. Deci, prinzându-l, l-am adus la măria ta ca, după poruncile împăraților și stăpânilor lumii, să ia vrednică pedeapsă pentru lucrul făcut cu îndrăzneală. Igemonul, chemând pe Vringa, prepozitul, i-a zis lui: Tu ai dat puterea acestuia ca să ardă capiștea Maicii Zeilor noștri? El a răspuns:
Eu adeseori l-am sfătuit pe el, dându-i vreme ca să jertfească zeilor, iar de a făcut el acestea, apoi a defăimat cu totul pe zei și a trecut cu vederea împărătești de porunci. Dar tu, fiind judecător, fă ceea ce împărații au poruncit. Atunci Igemonul, șezând la judecată, a pus de față pe fericitul Teodor și a zis lui: pentru ce, când se cădea să aduci jertfă zeilor și tămâie zeiței, tu i-ai adus foc? Grăita sfântul Teodor: de ceea ce am făcut nu mă lepăd. Am aprins lemnele ca să ardă piatra, pentru că astfel este zeița voastră și puterea ei, căci focul se atinge de ea și o arde. Mâniindu-se, judecătorul a poruncit să-l bată zicându-i: vorba mea cea blândă te-a făcut îndrăzneț. Nu-mi răspunde cuvinte multe, căci te așteaptă muncile cele mai cumplite, dacă nu te supui poruncilor împărătești. Grăita sfântul Teodor: nici de tine, nici de muncile tale nu mă tem, deși sunt foarte cumplite. De acum, fă ceea ce voiești, căci așteptarea bunătăților celor viitoare, care sunt pregătite de Dumnezeul meu, mă îndeamnă să îndrăznesc pentru nădejdea cea păstrată mie și pentru cununa cea împletită mie de la Dumnezeu. Zisa judecătorul: jertfește zeilor, Teodore, și te vei libera de chinurile ce te așteaptă, pentru că rău și cu amar ai să mori. Grăita sfântul Teodor: muncile cele aduse de tine asupra mea nu sunt chinuri, pentru că Domnul și împăratul meu, Iisus Hristos, este înaintea feței mele, izbăvindu-mă de muncile tale, și tu nu-l vezi, de vreme ce nu vezi cu ochii minții. Apoi judecătorul, umplându-se de mânie și răgnind ca un leu, a poruncit să-l arunce în temniță, să pecetluiască ușile și să-l lase acolo să moară de foame. Dar fericitul Teodor, fiind aruncat în temniță, era hrănit de Sfântul Duh. Căci în noaptea aceea i s-a arătat Domnul care i-a zis: îndrăznește, Teodore, iată, eu sunt cu tine, să nu primești hrană sau băutură pământească, că vei avea altă viață nepieritoare și veșnică în ceruri. Acestea zicând, Domnul s-a dus de la dânsul, iar Sfântul Teodor a început a cânta și a se veseli și slujeau o mare mulțime de îngeri, iar străjerii, auzind acea dulce cântare de laudă, au alergat la ușile temniței și, văzând ușile încuiate și pe cetea întreagă, au privit prin ferestruie și au văzut mult popor cu haine albe, cântând împreună cu Sfântul Teodor. Deci, temându-se străjerii, au spus Igemonului Publie, iar el, sculându-se, a mers cu sârguință la ușile temniței și, văzându-le încuiate, iar lanțul cel de fier cu pecetea întreagă, apoi auzind înăuntru glasul celor ce cântau împreună cu Sfântul Teodor, a poruncit ostașilor înarmați să înconjoare temnița, părându-i se că și alți creștini sunt cu Teodor. Dar intrând înăuntru, n-a aflat pe nimeni, decât numai pe Teodor, sluga lui Hristos, legat în obezi. Atunci a căzut asupra Igemonului frică și cutremur, precum și asupra tuturor celor ce erau cu dânsul. Apoi, ieșind din temniță, a încuiat ușile iarăși și s-a dus. După aceea, judecătorul a poruncit ca să-i dea în toate zilele o bucată mică de pâine și apă, iar marele și credinciosul mucenic al lui Hristos, precum este scris, dreptul din credință va fi viu, nici de cum n-a voit să ia de la dânsii pâine și apă, zicându-le lor: pe mine mă hrănește Domnul și împăratul meu, Iisus Hristos. A doua zi a poruncit judecătorul să-l scoată la divan. Deci, stând înaintea lui, i-a zis: ascultă-mă și jertfește marilor zei, ca să scriu de grabă pentru tine la stăpânii lumii, căci vei fi slujitor mare al zeilor și vei lua nu puțină cinste și pe același scaun pe care ședem noi vei ședea și tu. Sfântul Teodor, căutând spre cer și cu semnul crucii însemnându-se, a grăit către tiran: chiar și cu foc de vei arde trupul meu și cu felurite munci de-l vei rupe, cu săbile de-l vei tăia, fiarelor spre mâncare de-l vei da, totuși, până ce Duhul meu este în mine, nu mă voi lepăda de numele Hristosului meu. Atunci tiranul, sfătuindu-se cu prepozitul, a poruncit să-l spânzure pe sfântul pe un lemn și cu unghii de fier să-i strujească trupul. Și atât de mult a strujit pe mucenicul, până au rămas oasele goale. Însă fericitul Teodor nu răspundea nimic Igemonului, ci cânta: bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Tiranul,
mirându-se de atâta răbdare și bărbăție, i-a zis: oare nu te rușinezi, o, ticălosule, mai mult decât toți oamenii a nădăjduit spre omul ce se cheamă Hristos, care a fost omorât cu moarte silnică și pentru dânsul te dai la chinuri și la pedeapsă cu atâta nesocotință? Iar Sfântul Teodor, ucenicul lui Hristos, i-a răspuns: necinstea aceasta să-mi fie mie și tuturor celor ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci poporul a strigat: să se ridice din mijloc Teodor! Iar Egemonul l-a întrebat pe Teodor zicându-i: voiești să aduci jertfă zeilor sau te chinuiesc și mai mult? Dar Sfântul Mucenic i-a răspuns cu îndrăzneală: necuratule și plin de toată înșelăciunea fiu al diavolului, nu te temi oare de Dumnezeu, care ți-a dat atâta stăpânire și putere? Căci prin trânsul împărații împărățesc, iar puternicii stăpânesc pământul. Tu mă silești și pe mine să părăsesc pe Dumnezeul cel viu și să mă închin pietrei celei neînsuflețite? Judecătorul, gândindu-se mult, a zis Sfântului Teodor: spune, voiești să fii cu noi sau cu Hristos al tău? Sfântul i-a răspuns cu mare bucurie: cu Hristos al meu am fost, sunt și voi fi, iar tu de acum fă ceea ce voiești. Văzând Egemonul că nimic nu pot chinurile împotriva răbdării lui Teodor, a hotărât asupra lui osândirea la moarte zicând: pe Teodor, care nu s-a supus stăpânirii slăviților împărați și marilor zei și a crezut în Iisus Hristos, care a fost răstignit pe vremea lui Pilat din Pont, precum povestesc iudeii, poruncesc să-l dea focului. Hotărârea fiind luată, se împlini grabnic. Îndată slujitorii, adunând mulțime de lemne de pe la casele ce erau aproape, au adus pe fericitul Teodor la locul cel de moarte. Ostașii au voit să-l pironească pe pământ, dar Sfântul n-a voit și a zis: lăsați-mă nepironit, căci Hristos, care mi-a dat putere să rabd celelalte torturi, mă va întări să rabd și focul. Deci nu l-au pironit. Atunci Sfântul a ridicat mâinile spre cer, către Dumnezeu, și se ruga cu lacrimi zicând: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, unule născut al Tatălui celui fără de moarte, care pentru a noastră mântuire te-ai pogorât din cer și ai venit pe pământ, îți mulțumesc că m-ai învrednicit să rabd cazne și chinuri pentru sfântul tău nume. Te slăvesc că m-ai învrednicit să urmez patima ta. Mă mărturisesc ție că m-ai întărit să mărturisesc pentru dragostea ta. Învrednicește-mă, Hristoase al meu, și împărăției tale, și precum am răbdat chinurile pentru dragostea ta, așa și tu, Dumnezeul meu, slăvește-mă în împărăția ta. Apoi și pe ostașii care au fost cu mine, iar acum sunt în temnițe pentru numele tău, învrednicește și pe ei să mărturisească și să ia moarte pentru dragostea ta, ca și mine. Astfel a zis și era ascuns acolo un creștin cu numele Cleonic, care vedea pe Sfânt și lăcrima. Iar Sfântul i-a zis: frate Cleonic, te aștept, vino! Acestea a zis Sfântul și iarăși a început a se ruga lui Dumnezeu, zicând: Hristoase al meu, Dumnezeule adevărat, care ai arătat întâi această mucenicie, care ai răbdat cruce și moarte pentru mântuirea noastră, ca să ne arăți drumul mântuirii și cum să venim la împărăția ta, primește această mică mucenicie a mea și ia sufletul meu în veșnica împărăția ta și îl rânduiește cu sufletele sfinților tăi mucenici, căci îndrăznind la tine am răbdat muncile și chinurile și nădăjduind spre slava ta, voiesc să primesc moartea. Acestea a zis Sfântul și îndată a sărit în mijlocul focului aceluia, lăudând și slăvind pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu, ca să arate minune și să slăvească pe Sfântul Său, a economisit un lucru ca acesta. Văpaia aceea s-a făcut ca o lumânare, încât nu mai a înconjurat trupul Sfântului, dar nu l-a vătămat deloc. Iar Sfântul, mulțumind lui Dumnezeu, și-a dat Sfântul Său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Și am văzut, zice scriitorul care a fost martor, cinstitul și Sfântul Său suflet ridicându-se spre cer ca un fulger. Femeia aceea, Evsevia, de care am mai spus mai înainte că a deșteptat pe Sfânt în pădure, a cumpărat moaștele lui cu multă bogăție și le-a dus în patria ei, Efhaita, și l-avea ajutor la toată nevoia. Nu numai ea, dar și toți bolnavii locului aceluia și lumea toată îl aveau doctor sufletesc și trupesc
Și nu numai câți erau aproape, dar și cei ce erau îndepărtați luau asemenea darurile lui. Întâiul semn este minunea pe care o voi povesti cu puterea lui Dumnezeu. Constantinopolul mai de mult se numea Bizanț și pentru că Marele Constantin a făcut zidurile cetății, s-a numit Constantinopol, adică cetatea lui Constantin. În această cetate a împărățit împăratul Constantin și în vremea aceea era întărită dreapta credință. Vrăjmașul adevărului, diavolul, văzând cum creștinătatea crește, căuta de-a pururea să afle un ceas rău și un om viclean să facă voia lui. Astfel, căutând necuratul, a aflat un ceas blestemat și pe Iulian împăratul. După moartea marelui Constantin, au împărățit cei doi fii ai lui Constantin, Constantie și Constans, iar după ei a împărățit necuratul Iulian. Cât rele a făcut păgânul acesta, ce cuvânt de om le va povesti? Acela era Elin, de trei ori blestematul, deși mai înainte de a lua împărăția era creștin, însă nascuns era Elin, căci se temea de moșul său, Marele Constantin. După ce a murit Marele Constantin și Iulian Apostatul a luat împărăția, a căutat să prigonească pe creștinii. Aducându-și aminte că în săptămâna întâi a Marelui Post, mai ales creștinii au post, a vrut să spurce bucatele întregii cetăți cu sângele de la jertfe. Atunci a chemat pe eparhul cetății și i-a zis: „Ascultă, eparhule, zeii cei mari mi-au adus aminte că creștinii nazarineni și galileeni nu ne ascultă bine, ci ne fac rău. Să facem și noi ceva ca să ne asculte de silă. Poruncește să nu se vândă în cetate alte bucate decât numai cele împărătești, dar acestea să fie îmbibate cu sângele jertfelor, căci așa făcând, se vor împărtăși creștinii cu sila și ni se vor supune. Dar acestea să se facă pe ascuns ca să nu știe creștinii și să se păzească.” Aceasta a zis necuratul împărat și eparhul a răspuns: „Pe puterea marilor zei, acesta este sfat dumnezeiesc, iar nu omenesc.” Și îndată a poruncit de s-a îndeplinit porunca împăratului, însă creștinii nu cunoșteau nici de cum gândul cel rău al păgânului împărat. Dar ochiul cel atot văzător al lui Dumnezeu, care potignește pe cei rei și meșteșugurile lor și poartă grijă robilor săi, Domnul a stricat meșteșugul cel tăinuit și înșelător al călcătorului de lege, pentru că a trimis la Evdoxie, care era pe atunci patriarh al Constantinopolului, pe răbdătorul său de chinuri, Sfântul Mare Mucenic Teodor, care era din rânduiala tironilor în moaste și se chema Tiron. Acesta, venind la arhiereu, i-a zis astfel: „De grab sculându-te, să aduni turma lui Hristos și să poruncești cu tărie ca nimeni să nu mănânce bucatele și băuturile cele ce se vând în târg, căci toate sunt întinate cu sânge din jertfele idolești, după porunca păgânului împărat.” Arhiereul întrebă: „Cum s-ar putea ca cei săraci să nu cumpere bucate din târg?” Atunci i-a grăit sfântul să li se dea colivă și se va mângâia neajungerea lor. Apoi, nepricepându-se ce este coliva, i-a zis marele Teodor: „Coliva este făcută din grâu fiert și așa ne-am obișnuit noi a numi grâul fiert în Efhaita.” Arhiereul a întrebat iarăși pe cel ce i s-a arătat: „Cine ești tu, sfinte al lui Dumnezeu, care ai venit la mine? Spune-mi numele tău ca să-l știu.” Sfântul i-a răspuns: „Eu sunt mucenicul lui Hristos, Teodor, care am mărturisit în Efhaita și m-a trimis Dumnezeu să-ți descoper sfatul păgânului împărat Iulian. Pentru aceasta, fă cum îți zic.” Și s-a făcut nevăzut. Patriarhul, sculându-se îndată, a adunat toată lumea creștinilor și le-a spus ceea ce a văzut și a auzit. Deci, făcând colivă, a ferit turma lui Hristos nevătămată de meșteșugul vrăjmașului. Și nimeni n-a cumpărat din bucatele împărătești, încât toate s-au stricat în săptămâna aceea și le-au aruncat în mare. Nelegiuitul împărat, văzând că tăinuita lui cursă s-a vădit și nimic n-a sporit, foarte tare s-a rușinat și a poruncit ca iarăși să se vândă în târg obișnuitele bucate. Iar poporul lui Hristos, sfârșindu-se săptămâna întâi a Marelui Post, în sâmbăta aceea a făcut pomenirea Sfântului Mucenic Teodor, cu colivă, mulțumind lui Dumnezeu și cinstindu-l pe Sfântul său rob, Teodor. De atunci până acum, cei drept credincioși din toată lumea, în sâmbăta întâia Marelui Post, săvârșesc pomenirea minunii ce s-a făcut atunci cu coliva și cinstesc pe răbdătorul de chinuri al lui Hristos ca să nu se uite milostivirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru creștini,
și ajutorul Sfântului Mare Mucenic Teodor. Dar și alte minuni a făcut Sfântul Teodor, precum acestea. Pe cei robiți a eliberat, bolnavii a vindecat și pe fiul unei văduve l-a eliberat din robia perșilor. În Constantinopol era o biserică a lui care se numea Fanerotis, adică arătătoare. Oricine ar fi pierdut pe robul său, numai dacă ar fi venit într-acea biserică l-afla, orice unde ar fi fost. Unii au furat din mijlocul bisericii niște bani și cu toate acestea, Sfântul i-a arătat pe dânsii. Pe niște ostași i-a certat să se ferească de răpire. Apoi pe un prunc l-a dăruit celor ce-l căutau și pe niște oameni care se primejduiau în mare i-a scăpat de la moarte. Și multe alte minuni mari și preaslăvite a făcut spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a unei dumnezeiri și împărăției, prin a cărei iubire de oameni să dobândim veșnicele bunătăți într-o nemărginiții veci fără de sfârșit. Notă. Istoria despre uciderea balaurului în cărțile rusești se află pusă la Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, în ziua 7 acestei luni, iar în cele grecești este la Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Deci sau că este vreo greșeală la istorici, sau că s-a făcut minunea aceasta a uciderii balaurilor la amândoi Teodorii, pentru că la Stratilat se arată că l-a ucis într-un câmp pustiu, iar la Tiron într-o pădure, tot lângă Efaita. Și tot aceeași drept credincioasă femeie, Evsevia, se arată la amândoi deșteptându-i, iar mai apoi îngropându-le moaștele. Sfârșitul notei.